Compania Zerno produce zilnic 10.000 de decalitri de alcool alimentar. La întreprindere activează în total circa 250 de persoane. În Moldova este tradiție de producere alcoolului și băuturile spirtoase. Partea inovativă care este pentru întreprinderea noastră este tehnologia și utilajul european. Ziarul Timpul a lansat volumul 2, Istoria Basarabiei de Alexandru Boldor, inclusă de Biblioteca Națională în top 10 cele mai bune cărți ale secolului 20. Ambele volume, dar și Ștefan cel Mare de același autor, sunt disponibile în toate chioșcurile Moldpresa sau în majoritatea librăriilor din țară cu doar 60 de lei. Abonează-te la Timpul și pentru restul anului 2016, pentru a fi la fel de bine informat. Aceasta e mama mea. Acesta e doctorul care a spus că există speranță. Aceasta e bunica care a spus că e rușine dacă află lumea. Aceasta e vecina care n-a auzit și n-a văzut nimic. Acesta e polițistul care a scris o hârtie. Acesta e locul unde venea mama să doarmă, ca să nu găsească tata. Acesta-i nașul, care a spus că mama trebuie să rapte. Acesta-i locul în care mama a căzut. Acesta-i locul în care tata a împins-o pe mama. Acesta-i ursulică. Acestea-s florile pentru mama mea, care a răbdat de dragul meu. Aceasta e mama mea. Copilul tău suferă la fel de mult ca și tine. Nu răbda violența în familie. Noi știm prin ce treci și te putem ajuta. Sună la telefonul de încredere la strada 0808-8008. Probabil că acum aș fi fost în altă parte, pe un alt drum. Ce înseamnă pentru voi drumul, drumul în viață? Când știi pe care drum este bine să mergi? Dacă ți erau părinții alături, ai fi ales drumul cunoștințelor? Sau poate cu ajutorul profesorilor tăi ai fi avut performanțe în toate? Și ai fi avut alți prieteni? Implică-te în educarea copilului de lângă tine. Ajută-l să meargă pe drumul corect. Neglijența provoacă delincvența. Bună seara, sunt Dorin Galben și bine v-am găsit la emisiunea Cod Galben. Recent, un grup de cetățeni ai Republicii Moldova au fost pe urmele a românilor și a istro-românilor. Expediția a avut loc în Balcani. Românii sunt o ramură a latinității răsăritene, alături de daco-români, megleno-români și istro-români. În Grecia, în mediul academic, sunt considerați pe nedrept greci antici latinizați și deci parte a poporului elen. Istro-românii, la rândul lor, sunt o ramură a românilor care a migrat în Evul Mediu din aria de formare a poporului român spre vest și s-a așezat în peninsula Istria. Astăzi, regiunea aparține Croației. Vă propun mai întâi să urmărim un moment curios din timpul expediției, după care discutăm cu invitații din platou. Da, și aici sunt pentru copii, în imagini frumoase și cu... Da, și toate sunt în limba română și civilizația antică în limba română, cu imagini, civilizația antică. Așa, toate pentru copii. Avem poezii de Mihai Eminescu. Și aici,
de tot. Stai de la voi, stai de la voi doar din Moldova. Da. Noi, eu acum mă uitam pe hărți, hărți etnice, hărți geografice și vedeam că este o Românie și așa departe și vrem de mulți să vin să vizitem. Ale voi ați fost mureai, veri în iarna când ai școala. Venim iarna, venim. Și ți veri. Ați voi ați fost, ți-a avut ați mureai doar, mă ți-a avut ați mureai eu doar, lui maestre. Da. Ia? Da. Venim, poftim, asta pentru... Întrebau eu, că eu asta mai... Despre acest subiect discutăm în continuare cu Ion Leașcenco, președintele blocului Unității Naționale, și cu Oleg Chicu, membru al echipei care a fost în expediția din Balcani. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am regăsit! Deci să începem cu ceea ce am văzut. Ion, tu ai mânat câteva cărți unui cetățean. Care era locația, cum ați mers acolo și de unde această inițiativă cu înmânarea unor lucrări în limba română? Da, de fapt acel cetățean este unul din, sau de fapt singurul din comunitatea mică de istoromâni care păstrează vie flacăra spiritualității. El este nepotul, îi zice Pepo Glavina, nepotul lui Andrei Glavina. Andrei Glavina, fondatorul singurii școli de limba română care a existat în peninsula Istria, care a funcționat din 1921 până în 1925, iar a funcționat până la moartea prematură a marelui român Andrei Glavina, care și-a făcut studiile la Blaj, la Iași, și fiind original din Sușnevița, după care a hotărât să revină în localitatea natală să organizeze această școală. Despre istro-români, cunoaștem că este cea mai apuseană ramură a românității. La moment comunitatea, în prezent comunitatea e de câteva sute de suflete, în special concentrați în jurul satului Sușnevița. Vorbesc dialectul istro-român a limbii române, unul din cele patru dialecte a limbii române. Noi acum vorbim în dialectul daco-român a limbii române. Acolo am făcut o donație de carte pentru copii. Am ales să fie cărți viu colorate, cu puțin text și cu mult conținut în imagine, astfel încât să atragă copiii localnicilor să le răsfoiască, să le citească. Foarte curios. Oleg, vorbind despre această expediție, de ce a fost necesară și câte persoane a inclus grupul? Deci am plecat în 3 persoane. Importantă, desigur că a fost foarte importantă, pentru că am putut să vedem aceste persoane, să discutăm cu ei și, cel mai important, să aducem și celor de acasă anumite informații și detalii despre ei, despre cum trăiesc acolo, ce fac. Interesant este faptul că eu am locuit mulți ani chiar alături de ei, dar nu am știut de ei. Locuind în Italia, eram la circa 200-300 de kilometri de această comunitate și uite că nu știam de ei. Datorită lui Ion am reușit să-i cunosc și sper să mai mergem la ei și să le mai ducem astfel de cărți și să nu uităm de ei. Dar în ce măsură se cunoaște despre aceste comunități? Ion, inițiativa vine din partea blocului Unității Naționale. Ați mers încolo, de ce anume acum? Și ce de fapt v-a determinat să cunoașteți strămoșii îndepărtați a românilor, să zicem așa? Bine, pentru mine istro-românii și toți românii din afara granițelor ocupă un loc aparte în sufletul meu. Am o dragoste deosebită față de toți românii din afara granițelor României și Republicii Moldova, pentru că noi aici o ducem cât de cât bine. Cei de acolo sunt uitați, înstrăinați, nu au învățământ în limba maternă, nu au cărți, nu au instituții culturale unde să li se oferă posibilitatea să dezvolte în limba română. Iar pentru mine a fost un vis să-i cunosc pe istoromâni, pe aromâni, pe meglenoromâni și astfel mă bucur că am reușit să-i mă lipsesc și pe colegii mei de la Blocul Unității Naționale, care au și o dragoste necondiționată față de acest neam. Și am ajuns acolo prin Italia, evident,
Am cunoscut această comunitate care este una protejată de UNESCO, limba istromână este protejată de UNESCO, este o limbă pe cale de dispariție și țin să constat cu regret că doar 12 elevi mai învață în școala din localitate, facultativ, istro-română, iar profesorul de istro-română nu este un etnic român, ci este o doamnă profesoară de etnie croată care predă istro-română după niște materiale didactice elaborate la inițiativa ambasadei României de la Zagreb. Și mai vine o doamnă din Italia, bilunar, să le mai transmită câteva cuvinte în istro-română. Practic, această comunitate este pe cale dispariți și dacă statul român, oamenii de cultură sau ceilalți care îndrăgesc această comunitate nu se vor implica, ea va dispare în 20 de ani. Ați fost acolo, ați ales nu întâmplător traseul, calea, localitățile pe care le-ați vizitat. De fapt, cum ați fost primiți? Cum au reacționat cei care v-au întâmpinat? Sau, în mod normal, dacă v-a întâmpinat cineva efectiv acolo? Prima întâlnire cu istro-românii a fost chiar la intrarea în localitate. Ne-a oprit, dacă nu greșesc, ne-a oprit întâmplător pentru a întreba la prima casă unde îl putem găsi pe domnul Pepo Glavina. Și intrând în discuții cu doamna care a ieșit în fața casei, apropo, o casă fără gard, deci așa se obișnuiește și în Italia, sunt destul de liberi, nu au frică de nimic. Ea s-a apropiat și întâmpinându-ne ne-a spus că îl cunoaște pe respectivul domn și mai mult ea tot face parte din această comunitate, din acest neam, doar că nu prea ține minte, nu prea e ușor să discute și să ne înțeleagă. Cu toate că știe anumite cuvinte de la bunici, de la părinți. Dar vorbim la modul practic, cum sună această limbă? Deci sunt anumite frânturi din limba română, dar efectiv o propoziție pronunțată de ei și sau de români nu este înțeleasă de o parte și de cealaltă. Bine, această comunitate vorbește limba română. Ei, spre deosebire de români, a românii din Balcani, nu sunt autohtoni, nu s-au format acolo ca popor, ci au, probabil, sunt studii, au venit prin secolul XVII din Banat, spre spune. Limba lor, de fapt, este o combinație de limbă română arhaică cu influențe slave și italiene, cu influențe croate și italiene. Despre cum sună, vorbeam de Andrei Glavina, bunicul lui Pepo Glavina, care a scris imnul istoriei românilor, care este foarte scurt și pot să vă recit puțin. Roma, Roma e mama noastră, noi români rămânem, România e țara noastră, tot un sânge avem. Nu suntem siguri pe lume, să ne avem frați, italiani cu mare lume, mâna cu noi dați. Ca să fim frate și frate, cum a dat Dumnezeu, să trăim până la moarte, eu și tu și tu și eu. Foarte frumos. Asta e de fapt e inteligibil, e pe înțelesul populației locale de acolo. Super curios, dar vorbind despre a români, această expediție în Balcani, cum ați selectat localitățile, unde ați mers și când a avut loc nemijlocit, ca să înțeleagă și cei care ne privesc? Păi, expediția în Balcani a fost una mai complexă, mai de durat, a inclus mai multe state, 7 state, de fapt, iar la istro-românii am fost separat, dat fiind îndepărtarea de ceilalți români, am fost nevoiți să plecăm prin Italia, iar în Balcani am fost mai mulți, dacă în peninsula Istria am fost în 3 persoane, în Balcani am fost 4 persoane și am interacționat cu foarte multă lume. Expediția a pornit prin România, am oprit puțin în Timoc, unde ne-am întâlnit cu românii din Timoc care vorbesc dialectul daco-român al limbii române, de fapt o combinație de grai bănățean și oltenesc, vorbesc ca și noi. După aia, prin Muntenegru, pe urmele maurovlahilor, pentru că inclusiv în Muntenegru au locuit români, doar că
prin la sfârșitul secolului XVIII dispar orice date despre populația românească din Muntenegru. După care am coborât mai jos spre Albania, iar Albania este bine cunoscută pentru numărul mare de aromâni care locuiesc acolo și este foarte important să cunoască telespectatorii că aromânii din Balcani sunt băștinași. Ei s-au format ca etnie, ca popor, la fel după aceeași etnogeneză românească, prin interacțiunea popoarelor tracice cu romanii, iar limba lor, dacă se excludem influențele albaneze, bulgare, grecești din graiul lor uzual, este la fel cum vorbim noi limba arhaică românească din toate zonele României. Practic, dacă noi trecem la graiul nostru moldovenesc și excludem neologismele, fie ele de origine franceză, engleză, ne înțelegem foarte ușor, fără trudecător, cu aceste popoare. Am înțeles. Acum avem și imagini pe ecran. Oleg, o să te rog chiar și pe tine să le comentez. Unele dintre ele sunteți și voi în imagini. Deci, v-ați întâlnit cu diferiți oameni acolo, inclusiv în Albania. Ce spun ei? În primul rând au fost destul de primitori, la fel cum sunt toți românii de altfel. Și trăiesc foarte bine, doar că se simt cumva singuri sau departe de frații lor, de poporul român. Însă reușesc să creeze comunități bine închegate în care se ajută între ei, contribuie cumva la cunoștințele despre și continuitatea graiului. Au încercat chiar și au reușit să recent să aducă și un omagiu marelui Nicolae Iorga prin acel monument instalat în Casandra, dacă nu greșesc, în localitatea Casandra din Albania. La fel la Saranda. Saranda. La fel au și o școală în care ați văzut anumite personalități a române marcante din Albania, pe care și cu care, deci, se mândresc și ne spuneau cu un anumit orgoliu, să zicem așa, despre ei, pentru că sunt personalități cunoscute chiar în întreaga lume. Cam asta, deci sunt cumva, sau au fost cumva surprinși pentru că noi am venit să-i vedem, mai rar. Dar de fapt voi ați mers fără a anunța pe cineva, fără a anunța, nici nu știu, reprezentanța lor acolo. Ați luat pur și simplu mașina și am zis că ok, pornim. Da, păi noi am planificat din timp această expediție, doar că a fost o expediție de cunoaștere și recunoaștere. Dacă puteți rula imaginile mai spre început, unica persoană care am contactat și am anunțat că venim a fost domnul Radu Baltasiu, care organiza o școală de vară pentru români din Albania. Școala era lângă Dures, în localitatea de Viaca, de fapt la marginea localității de Viaca, unde este un complex turistic, iar acolo am avut discuții foarte frumoase cu românii originari din Albania. Le-am donat cărți, iar deși studiau dialectul daco-român al limbii române. După care am plecat cu domnul director, domnul director al școlii din Deviaca, la școala, de fapt este o școală instituționalizată, cum sunt școlile recunoscute, este mai mult o școală duminicală, o școală de seară, unde românii vin la activități extracurriculare. Ați văzut imagini din acea școală unde era inclusiv Maica Tereza, care foarte puțin știu, este de origine aromână. Este de fapt dintr-o familie de aromâni din Albania, iar aromânii
se mândresc foarte mult cu asemenea personalități. Albanezii, desigur, nu vor să recunoască că ea are origini românești și acesta a și fost motivul pentru care minoritatea etnică a albanezilor, a românilor, care își mai zic și ciobani din Albania, nu a fost recunoscută, ci era recunoscută doar ca o minoritate culturală. Iar după plecarea noastră, noi făceam chiar glume în acest sens, că noi am revenit pe 11 septembrie din Balcani, iar pe 13 octombrie statul albanez, după mai multe încercări și insistențe ale statului român și a comunității europene, au înregistrat comunitatea românească ca minoritate etnică. Asta este o victorie foarte mare a acestei comunități și a noastră tuturor. Da, te rog. Probabil influența, sperăm, a avut-o și prim-ministrul Albaniei, care de altfel ne spuneau localnici, este, are și el origine a române la bază, la fel cum a avut-o și unul din foștii președinți ai Albaniei, doar că cumva nu au spus-o, nu au arătat-o și nu s-au afișat public ca fiind parte acestui neam. Până să trecem la un video de la una dintre aceste întâlniri, cum au reacționat cei care v-au întâmpinat acolo, vorbind despre aspectele culturale, în ce măsură ei știu anumite tradiții, obiceiuri românești și le respectă acolo în regiune? Bine, tradițiile, iau tradiții locale. Dansează aceeași horă românească, doar că e puțin diferită. Dansul popular, portul popular are influențe balcanice, influențe grecești, influențe bulgărești, este specific acelei zone. Mare parte din ei se identifică ca români, în special în Albania, în Macedonia nu există problema asta. Când merge mai jos în Grecia, ei zic vlași, noi vorbim vlașește, pentru că acolo tentativele de mutilare identitară din partea statului elen au fost mult mai mari, ei, pentru că și comunitatea este mult mai mare și mult mai compactă. Dacă în Albania, după datele oficiale, trăiesc 300 de mii, de la 300 până la 500 de mii de a români și descendenții acestora, ceea ce constituie 15-20% din populația Albaniei. Bine, probabil că doar 100 de mii din ei mai vorbesc dialectul a român al limbii române și ei sunt dispersați, sunt concentrați în zona Dures, în zona Moscopole, zona Corcea, Saranda, iar în Grecia acea populație este concentrată în munții Pind, în jurul orașului Ioannina. Practic sunt toate orașele, toate localitățile în acea zonă au o majoritate covârșitoare de aromâni, chiar și localitățile urbane, cu se vorbește doar românește, vlașești, cum zic ei. Și din câte știu, trăiesc destul de bogat. Sau cel puțin nu au mari nevoi, cum au mulți români din afara granițelor, spre exemplu în Ucraina sau chiar aici în Republica Moldova. Ziceam despre un moment destul de curios, cum ați fost întâmpinați în una dintre aceste localități. Să urmărim în continuare aceste imagini, după care revenim și discutăm. Republica Moldova. Ei sunt o camanică română. Da. Noi suntem români, ne mai zic moldoveni. Moldoveni? Da. Păi da, moldoveni, munteni, români, suntem toți români. Suntem români. Da. Așa că am avut o dorință foarte mare să vă cunoaștem și dumneavoastră. Aveam mare dor să vă cunoaștem. Aveam dor de armâni de frații noștri din Pind, din Balcani, de aici, din zona asta. Și eu din mic copil aveam hărți etnice, carta etnică. Aveam unde tot vedeam și puneam punct fixul să văd unde sunteți voi. Nu m-am gândit că am să ajung vreodată aici. Când era nici vedea pe hartă. Am fost în iunie la Istru Români, în Croația, lângă Italia, Istru Români. Ei își zic, le mai zice vlahi lumea, is Istru Români. Cilibili. Da, am fost acolo, am zis să ajungem și aici la dumneavoastră. Dar și m-am avut lucruri nespus de Am revenit în platou, deci destul de curioasă întâlnire. Ei înțelegeau nemijlocit ce vorbeați acolo, se uitau destul de
curioși. Mai era o persoană care vă însoțea, din câte am înțeles. Da, păi nedumerirea lor, de fapt, probabil ține de faptul cum de-am ajuns acolo sau că nu prea vine lumea așa, de, fără să ia bani de resursă administrativă și să vină din banii statului român pe bilete cumpărate și pentru bife oficiale, mai rar vine lumea doar să-i cunoască, care nu sunt parte aceste comunități, pentru că ei interacționează foarte mult cu a românii din Dobrogea, pentru că este o comunitate mare de a români în România, în jurul orașului Constanța, și marea majoritate a românilor din Balcani, dacă hotărăsc să se mute cu traia în România, vin acolo, pentru că există o comunitate mare de a români, iar ce să mai vorbim dacă avem personalități din acea zonă, Gică Hagi din Constanța, e român, Simona Halep din Constanța, Simona, felicitări cu poziția 1 în clasamentul WTA, care apropo azi a pierdut. Da, ea româncă și ea. Și acele imagini sunt din acea școală de vară. Ei probabil că au anumite dificultăți să ne înțelege, dar atunci când discuți în patru ochi cu o persoană și utilizezi și comunicarea non-verbală, nu sunt absolut nicio problemă să ne înțelegem. Înțeleg 80% din ce vorbim și 100% mesajul, înțeleg. Oleg, vorbim despre aceste întâlniri care sunt vitale și pentru ei, dar și pentru românii de aici, din România sau din Republica Moldova. În ce măsură ar trebui să existe o continuitate a acestei comunicări? Și e ea suficientă în prezent? Nu este suficientă și cu siguranță trebuie mărită această conexiune și este acum cel mai potrivit moment, în timp ce avem posibilități de a călători și de a trece granițele destul de ușor. Noi chiar ne-am mirat cât de ușor am reușit să trecem dintr-o țară în alta, gândindu-ne că cumva vom avea ceva impedimente, fiind din Republica Moldova, cu mașina cu matriculat, cu numere de Republica Moldova, cu pașaportul albastru, ne gândeam că vom sta ore în șir la vamă. Am trecut destul de ușor și sper că în continuare vor fi mult mai mulți cei care vor merge și vor vizita frații noștri din afara granițelor, astfel încât să-și îmbogățească și ei cunoștințele, dar și să le aducă un pic de speranță în sufletele lor, pentru că ei, cum am spus, sunt foarte dornici de a cunoaște alte persoane care vorbesc aceeași limbă sau același ungrai asemănător, indiferent că mergem cu o carte sau mergem cu simpla dorință de a-i vedea și a le strânge mâna. Și asta e, sper și ei, altceva ar mai fi să vină și ei la noi, pentru că am invitat câțiva dintre ei să ajungă și ei pe tărâmurile noastre și să fie un du-te vino în care să interacționăm și să reușim să creăm o punte între ei și noi. Apropo despre acest lucru, ei vin în România, în ce măsură autoritățile române le pun la dispoziție, nici nu știu, condiții, transport, invitații la anumite evenimente? Da, ei vin, dacă vorbim despre colectivele culturale care sunt puține, dar sunt ansamblu folclorice, avem pe domnul Pandi Belo de la Corcea, care este directorul Liceului de Arte din Corcea. El are un colectiv coral, este dirijor de cor, dirijor de orchestră, de fanfară, și colectivul coral pe care îl conduce este în proporție de 70% format din albanești, 30% din români, iar ei cântă piese în limba română și au fost de câteva ori la București. Interacțiuni de genul ăsta au loc, iar oamenii simpli
vin la Constanța, unde au rude, au, vin foarte des în România, dar în special în, în zona Constanței. Tot, dacă tot am pomenit de, de Corcea, este probabil că o să urmeze și niște imagini din Moscopole, Moscopole care la 1788, când Ali Pașa cu astea sa și cu susținerea albanezilor, au practic au vrut să șteargă de pe fața pământului acest, acest oraș, care era cel mai mare oraș din Balcani după Constantinopol. Era mai mare, era mai mare ca, ca Bucureștiu, ca Sofia, ca Belgradu. Era un adevărat centru al, a românilor, iar ziceai că ei sunt înstăriți. Românii mereu au dus-o bine, pentru că activitățile lor principale erau fie comerțul, ei practic intermediind foarte multe tranzacții comerciale între Asia și Europa, sau cei din munți erau păstori, aveau foarte multe oi și de asemenea o duceau destul de bine. Iar această putere a comunității care era nu atât prin unitatea ei, nu doar prin unitatea ei, dar și prin resursele materiale pe care le posedau, erau un pericol atât pentru Imperiul Otoman, cât și pentru popoarele mai mici balcanici, cum sunt grecii, bulgarii, albanezii, sârbii, care doreau să-și constituie statele naționale la intervalul, de fapt, la granița între secolele 20 și 19. De aceea, a românii au fost, practic, loviți în inimă din acea populație de 60.000 de locuitori a Moscopolului, care, dacă îi luăm sporul natural, trebuia să fie un oraș milionar în prezent. Localitatea Moscopolului are decât 1.000 de suflete de mai locuiesc acolo. Adică, practic, o localitate care avea universitate, care avea biblioteci, avea școli, avea 25 de biserici, câteva mănăstiri, era un adevărat centru regional. Până colegii, o să includă și câteva imagini de acolo. Vorbind despre ceea ce ați găsit nemijlocit, ziceam că sunt bogați sau nu trăiesc deloc sărac. Cum sunt organizați în comunitate? Ce ați văzut acolo? Case, palate? Bine. Cum arată? Chiar palate nu neapărat, dar o duc destul de bine. Aia din, cred că aia din Grecia o duc mai bine decât aia din Albania. Dar inclusiv la Moscopole am găsit case frumoase făcute din piatră. Am găsit a români care au și anumite activități, cum ar fi am luat masa la unul din români care avea un restaurant destul de frumos, unde la fel ne-a deservit chiar fiica acestui domn, care cât de cât înțelegea româna. Deci, apropo de biserici, spunea Ion că erau multe biserici, în Moscopole am găsit, nu a rămas decât o singură biserică, care este destul de, datează în jurul anilor 1300 și preotul de acolo a ținut și să spună și o cuvântare în română, cu toate că slujba merge în limba albaneză, inclusiv pentru a românii de acolo este păcat, dar sperăm că în timpul apropiat se vor schimba, se va schimba situația în mai bine. Biserica, cumva, ce era interesant, pentru că știm cu toții că Albania este un stat în care deci predomină religia musulmană, însă ei cumva au menținut și deci în Moscopole nu există doar această biserică creștină și ceva mai departe există și o mănăstire la fel a românilor. De portul interesant este și întrebarea de cultura lor, ar fi și faptul că am întâlnit bătrâni care purtau hainele naționale, un port popular, cumva evident diferit de cel de-al nostru, dar având trăsături similare cu cel al portului popular românesc. O duc destul de bine cei din Grecia, unde cumva turismul a stimulat
veniturile și fluxul de capital. Deci nu duc deloc de rău, ziceam, și ziceai și tu, Ion, despre faptul că au și ei anumite tradiții, au și ei o horă care seamănă cu cea clasică românească. Zic să vedem câteva imagini cum dansează hora, după care revenim și discutăm în continuare. Am revenit în platou, deci am văzut câte ceva din dansurile a românilor. Ați participat și voi la manifestații acolo sau totuși ați preferat mai mult să mergeți să vedeți cum este organizată comunitatea? Da, aici am stat probabil că vreo jumătate de oră am urmărit această, era o cumătrie în orașul Mețuvo, în greacă, Minciu, în română, este din județul Ioanina, din Grecia. I-au dansat și o horă, doar că e un clip video mai lung, și se distrau asemenea nouă. Această petrecere era doar de a români. Am vorbit afară cu cei care ieșeau la o gură de aer curat, am mai discutat cu ei, ei vorbesc vlașește, cum zic ei, și vorbeam de comunitatea din Aminciu. Aminciu, de fapt, este un oraș, fosta capitală a Principatului de Pint, un stat care a existat între anii 1942-44. Bine, a fost un stat hibrid, un stat artificial făcut la insistența italienilor care doreau să fragmenteze Grecia și ei cumva au speculat dorințele a românilor de a se regăsi într-o nouă entitate statală, într-o entitate statală separată. Iar la Minci, până acum, nu, practic, de-abia a doua zi am auzit pe cineva care vorbește în greacă și nu în română. Toți vorbesc românește. Și mai este un caz interesant. Acolo am întâlnit în magazin la Minciu o fată originară din Republica Moldova. Aceste poze de asemenea sunt de la Minciu, din muzeu, iată avem hotel, tavernă, restaurant, la Moara. Am întâlnit în magazin o fată originară din Chișinău, iar din Isporeni, de lângă Chișinău. Istoria dânsă este una interesantă. A cunoscut niște aromâni, un aromân, un om de afaceri din Atena, care a văzut că vorbește românește și a insistat să vină sus în munți pentru a continua. Și dânsa, necunoscând limba greacă, s-a înțeles doar în limba română. Timp de 2 ani a locuit în familia a românilor, vorbind neștiind greaca. Da. Aici avem imagini din Aminciu. Era o poză cu doi bătrânei. Acei bătrânei sunt proprietari unei benzinării. Am oprit să alimentăm într-un sat cam 20 de kilometri de la Minciu și am întrebat, îi zic, da, noi știm românește, noi am învățat ei prin anii 70, au avut școală în limba română și zic, noi știm de chibrite, știm anumite termeni care nu-i cunoșteau, care, mă, normal, sunt în limba greacă. Iar, din păcate, în prezent, ei nu mai au școală în limba română, toate școlile sunt grecești, inclusiv în Aminciu ei învață doar în limba greacă. Mai era o poză cu un îmbrățișat cu un pietrar din Aminciu. Aceasta este poza. El cunoaște, este Andoni din Selenița, îi zice, vorbește o română foarte frumoasă. L-am întrebat cum de a reușit să vorbească, să păstreze așa de bine limba. El zice că eu toată viața lucrez cu chiatră, n-am făcut școală. Iată, faptul că practic analfabetismul a salvat românismul în cazul lor. Ei, neavând școală, și-au păstrat limba română mult, mult mai bine. Știu că la un moment dat v-ați oprit acolo să alimentați mașina și ați
întâlnit o doamnă care s-a referit aromâncă, dar până discutăm despre ea și până găsesc colegii imaginea cu dumneai unde alimentați mașina, să ne mai spuneți despre alte persoane. Iată aici deci, imaginea cu, cu doamna. Asta e doamna. Deci, de fapt, eu nu știa de această poză, am făcut un selfie. Cumva mirați că, uite, vine o bătrânică și alimentează mașina. După care Ion a intrat în, deci în benzinărie pentru, pentru a achita, la care iese și ne face din mână. Veniți încoace. Când intrăm, doamna cu un moș bătrân cu bastonul așezat într-un scaun ceva din nuiele făcut frumos, stătea și la fel am început să vorbim cu ei. Cunoșteau foarte bine, deci ne înțelegeam. Referitor la ce spuneai de dansul care l-am văzut și mai înainte, deci nu era o cumătrie, să te corectez, era o nuntă și ei spuneau domnii de afară că ține 3 zile. Deci exact cum era cumva pe timpul buneilor noștri, era prima zi, atunci era prima seară în care ei sărbătoreau, după care merg la casa soțului și apoi a soției. Deci ei cumva mențin tradiția, cred că este curios și pentru greci care vin în, în această localitate, cumva să vadă ceva diferit de, de ceea ce au ei în, în restul Greciei. Vorbind despre rezultatele acestei expediții în Balcani, ce urmează? O să faceți, nu știu, materiale informative, o să mai organizați expediții ulterior în aceste localități, deja aveți stabilit un traseu, știți unde puteți merge și ce efectiv puteți găsi, care este formula continuitate? Bine, noi avem planuri foarte mari ce ține de cunoașterea în continuare a românilor din Balcani, pentru că noi nu am fost în Macedonia, unde există o mare comunitate de a români. De asemenea, vrem să elaborăm niște cărțulii, broșuri, unde să fie bine cunoștințele minime de istro-română, de a română și varianta în dialectul daco-român al limbii române. De asemenea, să le oferim cărți care să fie mult mai ușor de înțeles de către această comunitate și să încercăm la nivelul oficialităților române să facem presiuni ca dânșii la rândul lor să insiste ca comunitatea românilor din Grecia să fie recunoscut ca minoritate etnică. Era o poză la un monument unde este George Averu, originar din Mețova, din Amici, unul dintre inițiatorii organizării primilor jocuri olimpice de vară moderne de la Atena din 1896. Aceasta este poza George Averu. Iar personalitățile românești sunt peste tot. Macedonia, eroul, de fapt, Macedonii, cel care este considerat liderul mișcării de eliberare națională a macedonienilor împotriva Imperiului Otoman, este și el un român, Pitu Gule, care are monument în centrul Skopje, are monument la Bitolia, iar macedonienii, de fapt, sunt ca și etnie, sunt aceiași bulgari, dacă e să o luăm așa, să pe mai adânc. Iar a românii, de fapt, au fost principalii, ei, de fapt, au fost inițiatorii unui stat macedonian independent, pentru că altfel, în lipsa românilor, dacă cei macedonieni sau bulgari ar fi luptat singur pentru Imperiul Otoman, cu siguranță ar fi unit cu Bulgaria. Frații Manachi din Macedonia, care sunt pionierii cinematografiei în Balcani. Ei sunt primii filme în Balcani au făcut. Sunt o groază de personalități din România. Este Toma Caragiu, chiar Sergiu Nicolescu, regizor, are și el origine a României. Dar vorbim despre interesul celor de acolo pentru comunitatea românească de aici, din Republica Moldova, România, evident, vor să vină aici, au nemijlocit această dorință, chiar dacă, să zicem, nu se oferă eventual posibilitatea din partea autorităților românești. Ce spun ei acolo? Doresc să vină și cred că cel mai frumos cadou din partea autorităților românești ar fi să le acorde și lor cetățenia română, cum avem ocazia să o primim noi. Și ei nu cred că ar veni din interes economic în România sau și Republica Moldova, mai mult ar veni dintr-un interes
pur frățesc, pentru a cunoaște, pentru a vedea cine sunt neamurile lor îndepărtate și pentru a ține o legătură totuși cu poporul din care fac parte ei, care recunosc, care nu recunosc. Oricum, din moment ce văd că vorbim o limbă asemănătoare, oricine cred că înțelege că suntem o singură etnie cumva și ar fi ceva frumos pentru a-i sprijini și pentru a-i arăta că nu suntem indiferenți și că contează pentru noi. Ion, se schimbă totuși ceva în acest sens în ultima perioadă? Vedem reacții din partea autorităților României pentru a susține a românii, istro-românii și alte comunități de acest fel? Sau totuși avem o perioadă de statornicie? Se schimbă. Noi acum trebuie să exploatăm la maxim acest moment propice când atât Macedonia cât și Albania și-au declarat dorința de a se integra în Uniunea Europeană, iar astfel România fiind stat membru poate să insiste ca minoritatea etnică românească acestei comunități mari de oameni să fie respectate drepturile. Din acest motiv este mult mai greu să reușim ceva în Grecia, care este un stat a Uniunii Europene cu mult mai mari tradiții, iar toate încercările statului român sunt par zadarnice. Totuși, probabil că discursul oficialităților române trebuie să fie mult mai apăsat, iar noi cei din mediul civic trebuie să transmitem mesajele corespunzătoare, să sensibilizăm oficialitățile, astfel cât această comunitate să fie salvată. Am înțeles, acum pe final de intervenție, doar câteva minute mai avem din această emisiune, vreau să ne spuneți de ce merită să mergem eventual și noi în acele locuri, în acele comunități, în acele localități nemijlocit și la ce ar trebui să ne așteptăm eventual când ajungem acolo. Merită să mergem în primul rând pentru aceste persoane, pentru a le vedea, pentru a discuta cu ei, pentru a le aduce o clipă de fericire, pentru că absolut toți cu care am discutat și cu care ne-am întâlnit au fost mulțumiți și foarte, foarte bucuroși să ne vadă. În al doilea rând, merită să mergem pentru că vizităm și vedem alte țări, alte peisaje, apropo, foarte, foarte frumoase. În zona muntoasă am făcut o grămadă de poze foarte reușite. Și cred că este până la urmă și o îmbogățire spirituală și culturală pentru cei care merg, pentru că am rămas cu o impresie extraordinară după această expediție și de cele mai multe ori toate aceste întâmplări au venit spontan. Deci noi nu am pregătit un plan bine stabilit unde, cum, cu cine ne întâlnim. Deci au fost toate întâmplările veneau de la sine și asta a creat o atmosferă foarte, foarte plăcută. Același lucru, Ion, și dacă nemijlocit urmează să mai mergeți și voi încolo sau în celelalte alte comunități, ai zis că planurile sunt mari, veți lărgi echipa pentru următoarele expediții. Da, mergem neapărat. Vara viitoare vreau să mergem cel puțin două mașini, respectiv dacă dorești cineva dintre spectatori să ne urmeze, n-a decât în persoana noastră poate să aibă ghizi experimentați. Cine crede că este o expediție plictisitoare cu multe istorie și date care nu sunt foarte interesate, greșește. Este o natură extraordinar de frumoasă. Aveți ocazia să vedeți trei mări, Marea Adriatică, Egee Ionică, Munții Pindului, Munții Balcani, Epiru, lacul Ohrida, care este un lac extraordinar de frumos. Să cunoașteți foarte multă lume frumoasă la suflet și să interacționați cu mai multe etnii, pentru că sloganul european este unitate prin diversitate. Iar ca mesaj pentru această comunitate, pentru că am promis că mai multe emisiuni care le vom face la acest subiect, le vom pune pe un sport disc și le vom da în calitate de cadou când mergem acolo. Am să închei cu imnul național al românilor,
părintească de mândare, scris de Constantin Diamandi, am sorecit în dialectul la român, a limbii române. Sună așa, părintească de mândare, nespergiură cu foc mare, frate de mumă și de-un tată, noi armâni, dieta toată. De sunt plocile de morminte, striga noștri buni părinți, blestemare să aibă în casă, care de limba lui se lasă. Care se lasă limba lui, să ardă para focului, zdrină viu pe loc, să și friga limba în foc. Adică este un mesaj ca a României să nu-și uite limba, iar noi, cei care suntem mult mai fericiți ca ei, avem învățământ în limba română, trebuie să ajutăm cu ce putem, cu cărți, mijloace bănești și chiar faptul că îi băgă în seamă foarte mult contează pentru ei. Cred că și asemenea emisiuni sunt suficient de informative, inclusiv pentru cei care nu cunosc și... Cu siguranță sunt foarte mulți care nu cunosc ce se întâmplă acolo, cum trăiesc a românii și istro-românii. Eu vă mulțumesc mult pentru că ați venit astăzi la noi, pentru că ați organizat această expediție și ne-ați povestit și nouă cum trăiesc ei acolo și eventual poate vor exista mai mulți doritori să meargă să vă însoțească în expedițiile următoare. Mulțumesc mult și vă mai aștept la noi în platou. Și noi vă mulțumim pentru interesul pe care l-ați manifestat pentru subiectul a românilor. Cu plăcere! Codul galben de astăzi a ajuns la final. Vă reamintesc că în platou am discutat cu Ion Leașcencu, președintele Blocului Unității Naționale, și cu Oleg Chicu, membru al echipei care a fost în expediția din Balcani. Eu sunt Dorin Galben, rămâneți alături de ZCTV, urmează Ora Bucureștiului cu Alexandru Rotaru. Să aveți un weekend cât mai frumos. Toate bune! Să vrei să faci corect și să faci corect. Sună simplu, dar puțin o fac. În fiecare zi, Mobias Banca promovează calitatea, onestitatea și încrederea prin tot ceea ce face. Pentru că așa este corect. Mobias Banca, Grup Societe General. Este o afacere de familie, avem 30 de hectare de viță de vie. La moment producem peste 100.000 de sticle. Exportăm în piața Europei 25% din producția noastră. Acordul de liber schimb este un plus foarte mare pentru toți vinificatorii din Moldova, pentru că importatorii nu au taxe adăugătoare de plătit. În Germania suntem mai mult prin online și în buticuri de vinuri. Eu mă mândresc ca tată că sunt toți copiii noștri acasă din Statele Unite Americe și au deschis afaceri pe pământurile noastre din Moldova. Cine nu vrea copilul să adă lângă părinți acasă? Vinurile noastre sunt foarte bogate în arome, în fructe de pădure. Să nu vă fie frică să vă întoarceți acasă, să începeți o afacere, pentru că cu produsele noastre este posibil de a ieși pe piața europeană. Compania noastră este unul din lideri în industria conservelor. Producem sucuri, producem conserve din legume, de fructe. După semnarea acordului de liber schimb între Republica Moldova și Uniunea Europeană, în 2014, vânzările companiei au crescut anual de la 20 până la 25%. Au fost eliminate bariere de export, au fost micșorate taxele vamale.
În ultimii 5 ani noi am avut mai multe proiecte cu asistența Uniunii Europene. Am obținut suport în crearea unei cazangerii pe biomasă, consumul de gaz în companie a scăzut cu 60%. Per total, în Republica, din agricultură, avem mii de furnizori